Grazie, onorevole Frunzulica, prego, un minuto. Mă adresez în primul rând colegilor mei europarlamentari din partidele de dreapta și vreau să vă spun încă o dată că românii, prin cultură, istorie, tradiții, sunt clar un popor european și care au o vocație europeană. Vreau să-i întreb, de ce nu ne aplecăm mai mult spre dialog, spre cooperare, spre parteneriat? De ce de fiecare dată ne adresăm organismelor internaționale, așa numitei în alte porți? De ce nu încercăm să colaborăm mai mult noi între noi, românii? Pentru că numai împreună noi am putea, în final, să realizăm o Românie mai puternică, mai respectată, o Românie care să joace un rol mai important în Uniunea Europeană. De ce de fiecare dată nu reușim să colaborăm și de ce de fiecare dată ne împărțim în două sau mai multe tabere? De ce există o fractură în societatea românească? De ce nu dăm dovadă de acele valori europene pe care le invocăm mereu? Există o singură soluție, colaborare între români pentru mersul înainte al României. Mulțumesc! Onorevole Marias, prego, un minuto. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από χθες παρακολουθώ στην αίθουσα τις αντεκλήσεις των συναδέλφων από τη Ρουμανία. Και αυτό αποδεικνύει ότι σίγουρα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα οξυμένη σε αυτή τη χώρα. Η τήρηση του κράτους δικαίου αποτελεί θεμέλιο.